Deschideți împreună cu mine pentru a aduce din nou în fața dumneavoastră câteva versete din Evanghelia lui Ioan de la capitolul 4, pagina 1029. Aducem în discuție versetele care le-am folosit cu ocazia conferinței ce a avut loc în urmă cu aproape o lună. Spunea cuvântul Domnului de aici, voi citi chiar de la versetul 21. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vine Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cele care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă invit a reocupa locurile. Așa cum spuneam, a venit vremea când se pot aduce înaintea dumneavoastră câteva gânduri legate de lucrarea închinării. Nu oprim și nu ne gândim doar la simplu fapt a plecării noastre pe genunchi înaintea Domnului, ci la o lucrare prin care suntem dăruiți și închinați Domnului. Ea cuprinde și latura aceasta importantă a modului de închinare și cum ne închinăm. Și în seara aceasta aș vrea să privim la câteva locuri din Scriptură și să vorbim despre acest mare adevăr. Închinarea vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a poruncit închinarea. În cartea Exod, în capitolul 24, la versetul 1 și 2, scrie așa. Dumnezeu a zis lui Moise, scoală suite la Domnul, tu, și Aron, Nadab și Abihu, și 70 de bătrâni ai lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Deci Domnul a zis să vă închinați de departe și să vă aruncați cu fața la pământ. Domnul Iisus Hristos vorbește de actul închinării, adresând închinarea către Dumnezeu. Atunci când este ispitit, evanghelistul Matei ne spune în capitolul 4, de asemenea și Luca, că diavolul a spus Domnului să îi se închine lui, îi va dărui tot ce există în lumea asta. Versetul 10 din capitolul 4 din Matei ne spune că Domnul a vorbit în felul acesta. Pleacă, Satano, e răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Domnul a poruncit închinarea față de sine, Domnul Iisus Hristos prezintă închinarea față de Tatăl, de asemenea, Biblia ne vorbește că Tatăl a dăruit oamenilor și nu numai oamenilor, a dăruit poruncă și îngerilor să se închine în fața Domnului Iisus Hristos și înaintea sa. Cartea Evrei în capitolul 1 ne spune la versetul 6, și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Închinarea noastră este la Tatăl, se spunea în acele zile, într-un chip foarte frumos, este numele Domnului Iisus Hristos și este prin Duhul Sfânt. Domnul Iisus, ca Fiul de Dumnezeu, a acceptat închinarea și oamenii i s-au închinat. Închinarea față de Domnul Iisus a pornit foarte devreme. Ne spune Sfânta Scriptură în capitolul 2 al cărții Evanghelia lui Matei despre magii care au venit la Ierusalim. Și zice Biblia la versetul 2 din capitolul 2 și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă a văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm înaintea lui. Domnul e vrednic de închinare. Și pe când era încă un prunc, oamenii cei care au știut de valoarea celui numit împăratul de curând născut, au venit de la distanțe mari, doritori, să se închine înaintea lui. Au făcut-o din respect, au făcut-o pentru el. Dar în fața Domnului s-au închinat oamenii și în diferite situații.
În momente când au văzut măreția lui, stând în putere peste legile naturii, oamenii s-au închinat. Ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 14 despre umblare pe mare și furtuna ce era. Petru a fost și el invitat să calce pe ape. Spune Biblia la versetul 31, îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai înduit? Și după ce a intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Deci oamenii când au văzut puterea lui Dumnezeu, felul în care stăpânește peste mare, poate sfida legile naturale, pe apă nu poți să calci în mod natural și să rămâi deasupra ei, decât înotând sau folosind echipamente speciale. Cât timp Petru a avut credință, a mers pe ape, mai târziu s-a îndoit, Domnul i-a întins mâna și l-a ridicat de acolo. Dar când a intrat în corabie, toți au rămas mirați și ei s-au închinat. Domnul a acceptat închinarea și i-au spus atunci, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Domnul merită să primească închinare de la noi întotdeauna. Fie din respect, sau fie pentru izbăvirile vieții care ni le-a adus și ni le aduce, oprind furtunile de câte ori ele se pornesc, cel ce merită să primească închinarea a rămas Domnul nostru Iisus, mărit să fie numele Lui. Închinare aduc oamenii înaintea Domnului când doresc să-L convingă să intervină în situații dureroase. Evanghelistul Matei ne spune în capitolul 15 despre situația femeii aceleia cananiană, femeia care avea un copil chinuit de cel rău și a intervenit la Domnul. Spune Scriptura, când a văzut ea la un moment dat că parcă nu-i dă atenție totală, versetul 25 spune, dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! A știut că în fața Domnului pentru ajutor e necesar să te închini. Închinarea este un act de recunoaștere a autorității celui în fața căruia îți pleci capul, îți pleci inima, te așezi înaintea lui. E un act de prosternere profundă. M-am uitat la un moment dat în dicționarul explicativ al limbii române să văd cum e definită închinarea și este un act de respect și prosternere față de cel prea înalt, făcut prin metode specifice fiecărui cult, dar el înseamnă a te închina și a capitula, a te preda, a te prosterne, a te așeza înaintea lui. Sunt lucruri care sunt făcute de un om în fața superiorului și în fața Domnului toți știm că El e superiorul, iar noi ne închinăm dintr-o diferite motive, respect, spuneam, sau pentru izbăviri deja în care Domnul și-a arătat măreția, sau în cazul acesta să-L convingem să intervină pentru greutățile pe care noi le putem avea. Femeia aceasta avea un copil. Durerea ei nu era puțin mare. Să-ți vezi al tău copil chinuit și aruncat de diavol într-o parte și în alta, a îndrăznit la Domnul Iisus. Și când a văzut că se pare că problema ei nu ajunge la rezolvare, a știut că lucrul care îl poate convinge pe Domnul să vină înaintea lui să se închine, Domnul s-a oprit și îndată a vorbit cu ea și știți că Domnul a apreciat lucrul ăsta și a spus, femeie, mare este credința ta. Și în urmă, dracul a ieșit din fică sa, pentru că Domnul a primit închinarea și în urma închinării aduce izbăvirea. Noi credincioși am învățat că trebuie să ne închinăm. Ne închinăm la adunare, dar nu-i suficient în cele patru întâlniri săptămânale la care ne găsim. Rugăciunea de marți, adunarea de joia, cele două programe de duminica. Trebuie să ne închinăm în fiecare zi lui Dumnezeu. Ne închinăm de dimineață, ne închinăm peste zi, ne închinăm seara, ne închinăm noaptea. David spunea, o iau înaintea zorilor, Doamne, și te chem. Mă închin înaintea ta de 7 ori pe zi, spunea el, mă închin înaintea ta. Și e frumos ca și mântuiți să nu uităm niciodată a ne închina Domnului, prin Hristos, Domnul Tatălui, ce merită să primească închinarea. Domnul Iisus i s-au închinat oamenii și după ce a înviat din morți. Matei ne spune în capitolul 28, îndată, în ziua aceea când s-au întâlnit cu Domnul, spune versetul 16, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat. Unii s-au îndoit, dar ucenicii care nu s-au îndoit, de faptul că era Domnul Iisus cel înviat, spune Biblia aici, când l-au întâlnit, primul lucru frumos față de Domnul, i s-au închinat. Evanghelistul Luca
ne vorbește în capitolul 24 de atitudinea plină de respect și reverență a ucenicilor față de Domnul înainte de plecarea sa din lume. Aici s-au închinat când a înviat din morți, dar aici ne relatează Biblia că era în momentul când să plece la cer. Citim la versetul 50 din Luca 24. El a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat ei, s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stă un templu, lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. L-au lăudat acolo și în semn al respectului și prețuirii i s-au închinat. Domnului i se aduce închinarea pentru că El cu adevărat este Dumnezeu. De aceea doresc din toată inima să nu uităm niciodată cât trăim în lume, suntem datori să ne închinăm și să trăim o atitudine de respect și de plecare prin smerenie față de bunul Dumnezeu. Să vorbim de închinarea înaintea Domnului prin jertfe. Capitolul 29 de la Deuteronom ne spune la versetul 31 în felul următor. Să iei apoi berbecele pentru închinare în slujba Domnului și să pui să fiarbă carnea într-un loc sfânt. Prin jertfe oamenii s-au închinat și jertfele lor au fost de mai multe feluri. Să iei berbecele pentru închinarea înaintea Domnului. Aduceau jertfă un berbec, alții aduceau un vițel, alții mai săraci aduceau un pui de porumbel sau de turturică. Aduceau daruri și din celelalte care pământul le da, din floarea făinii și din câte erau, ca act de închinare și dăruire lui Dumnezeu. În cartea Levitic ne se vorbește de asemenea despre actul de închinare în felul în care vom vedea aici stă scris în cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 14 de la capitolul 27. Dacă cineva își închină Domnului casa, hărăzind-o Domnului ca un dar sfânt, preotul să facă prețuirea. Cineva își închină Domnului casa. Se știe foarte bine că mai peste tot, frații când se adună într-un număr mai mare, au scos autorizații să funcționeze ca și adunări și s-au zbătut peste tot să aibă un loc de închinare, o casă de rugăciune. Dar de cele mai multe ori, adunările n-au început într-un loc autorizat. În România, în legea care era, trebuie să ai 20 de membri să poți primi autorizație de biserică sau 10 membri să fii afiliat unei biserici dintr-un sat apropiat. De-abia de atunci puteai vorbi de construcția unui locaș de închinare să aparțină credincioșilor. Lucrarea Domnului a început în case. Și în case s-a desfășurat pentru foarte multă vreme. Și cu existența caselor de rugăciune și azi, sunt suficiente familii care au închinat casa lor pentru rugăciune Domnului. Un lucru frumos care poate fi închinat. Știți că atunci când Obede Domn a acceptat chivutul Domnului să locuiască la el, pentru că nu s-a putut duce deodată la Ierusalim, în urma ruperii lui Uza, cum scrie Biblia, Biblia ne spune că Domnul a binecuvântat casa lui Obede Domn în toate felurile din pricină, că ea a găzduit temporar chivotul Domnului. Sunt oameni care au închinat casele Domnului și casa poate fi închinată Domnului. Citim în Biblie despre o femeie care a făcut pentru omul lui Dumnezeu Elisei o cameră sus să fie a lui. Avea din când în când să treacă prin zonă profetul și atunci când era în trecere să se odihnească, din respect pentru omul lui Dumnezeu, s-a pus la îndemână o cameră. Am întâlnit și în zilele noastre oameni care au avut această inițiativă să așeze la îndemâna fraților, primitori de oaspeți fiind, o cameră. Într-una din case, la unul dintre frați, am ajuns cu un grup mai mare și, drept că era și casa mai mare, a avut unde să ne culce pe toți, dar la un moment dat l-aud pe fratele spunând, pe fratele Cornel, du-l în camera lui Elisei. Și am întrebat-o atunci din curiozitate, ce reprezintă camera aia? Nu doarme nimeni de-a familiei în ea. Aia e camera pentru musafiri.
cu tot ce trebuie să aibă o cameră și un om să se simtă bine când e la noi. Cu baia ei, cu dormitorul ei, cu patul, cu tot ce se poate. Aia e camera lui Elisei. M-am bucurat că sunt și azi oameni care vor să închine casa sau măcar o cameră pentru Dumnezeu. Sunt alți oameni care nu interesează așa ceva. Dar, uitați, noi putem fi închinați Domnului ca persoane, dar noi putem să închinăm din valorile noastre, să ne închinăm prin jertfe lui Dumnezeu, să ne închinăm cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Casa pusă în slujba Domnului, când trebuie să fie la îndemâna lui Dumnezeu. Tot în același capitol 27, la versetul 16, spune: dacă cineva închină Domnului un ogor din moșia lui. Iată, cineva se gândea să închine Domnului un ogor. Ce însemna a închina Domnului ogorul? Însemna să dăruiești Domnului roadele ogorului din anul respectiv. Poate îl închina pentru un termen limitat sau poate totdeauna, nu știu exact cum făcea închinarea, dar se făcea închinarea unui ogor. Sunt oameni care știu să închine Domnului din lucrurile materiale pe care le au, care sunt ale lor. Sigur, ogorul era o sursă de venit, ceea ce însemna economia vremii de atunci, agricultura. Din venitul ce are cineva, poate închina Domnului. Închinarea nu poate fi limitată doar la actul rugăciunii, ci ea cuprinde și asemenea aspecte. De aceea spune Biblia că un om poate să se închine Domnului cu jertfe, poate să închine Domnului casa, poate să închine Domnului ogor. În capitolul 27, tot din Levitic, la versetul 30, spune Biblia: orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Zeciuiala, un lucru închinat Domnului. Nu uitați, frați iubiți, Mântuitorul în Matei capitolul 23, la versetul 23, n-a disprețuit zeciuiala. Domnul a vorbit despre ea, spunând acolo cuvinte frumoase: pe acestea să le faceți, adică mila și dreptatea, iar pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Este frumos și plăcut ca cineva să știe că înaintea Domnului se poate închina dând a zecea parte din venitul lui. În Noul Testament, închinarea a avut loc în biserica primară, printr-un act de dăruire, cum zice Faptele Apostolilor, capitolul 4, în felul următor, la versetul 34. Căci nici unul printre ei, nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă, tot cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mânghierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. N-a fost o lege a Domnului Iisus, n-a fost o indicație dată de cineva, ci a fost o călăuzire a Duhului Sfânt peste ei. Biserica primară la începuturi, capitolul 2 ne relatează ceea ce noi vorbeam în urmă cu două săptămâni, are loc revărsarea Duhului Sfânt. Harul Domnului era peste ei toți, un mare har. Dumnezeu își însoțea mărturia cuvântului prin felurite semne și prin minuni. Și în părtășia și dragostea credincioșilor, oamenii luau în calcul problemele lor economice. Unii aveau o stare materială înfloritoare, alții probabil erau printre săraci. Domnul spunea despre acest mare adevăr: pe săraci aveți totdeauna printre voi. Însă Biblia spune aici: nici unul din ei nu ducea lipsă. Pentru că atunci au găsit unii dintre frați să închine Domnului ogoarele lor. Le-au vândut și au dus banii, le-au pus la picioarele apostolilor și se împărțeau la ceilalți după nevoile fiecăruia. Lucruri închinate Domnului și întâlnite nu doar în Vechiul Testament, în practica de acolo, ci chiar la începutul formării bisericii. Oameni care întotdeauna știu că din ce au pot închina lui Dumnezeu lucruri de valoare. Cartea Doi Împărați, aș vrea să citesc un cuvânt al Domnului pe care l-am găsit acolo, în care iarăși ni se vorbește despre un act de închinare, la capitolul 12. Și Biblia spune aici, în felul următor, la versetul 4: Ioas a zis preoților, Ioas era împăratul, tot argintul închinat și adus în casa Domnului,
argintul ieșit la numărătoare și anume argintul pentru răscumpărarea oamenilor, pentru prețuirea făcută și tot argintul care îi spune cuiva inima să-l aducă la casa Domnului. Preot să se lea fiecare de la cei pe care îi cunoaște să-l întrebuințeze la dregerea casei oriunde se va găsi ceva de dres. Argintul închinat Domnului și argintul pe care inima îi spune cuiva să-l aducă la casa Domnului. Deci banii, parte din ei care Dumnezeu ne-a dat pentru a fi binecuvântați și pentru a nu fi oameni lipsiți și să avem parte de har, nu trebuie să uităm, o parte e a Domnului, e închinată Domnului. Înțelegem noi din învățătura Scripturii generale, partea minimă care a lui Dumnezeu îi zeciuială. Era o cântare care spunea între frați, legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate. În Noul Testament am găsit că la un moment dat frații n-au mai rămas în învățătură privitor la dărnicia limitată la zecea parte, ce a fost minimum. Vine la un moment dat omului Dumnezeu Ioan să predice Evanghelia și în timp ce predica, oameni cu diferite întrebări vin la el și pun tot felul de întrebări și el are răspunsuri pentru toți, dar la un moment dat spune cuiva, cel ce are două haine să dea una celui ce n-are. Dacă dai una din două, nu înseamnă 10%, ci înseamnă 50%. Iată ce spunea omului Dumnezeu în perioada nouă testamentală. Mântuitorul a vorbit de văduva săracă și vom avea probabil pentru joi în programul bisericii textul acesta. A avut doi bănuți și a venit cu ei la templu. I-a dăruit și erau toți banii cu care ea avea să trăiască. N-a obligat-o nimeni, dar a făcut un act de dărnicie care nu era a zecea parte, nici 50%, ci era 100%. I-a dăruit tot ce avea ca să trăiască. Este cunoscută afirmația biblică despre oamenii din Macedonia, scrie Apostolul Pavel în Epistola 2 Corinteni, capitolul 8, care au trăit într-o situație dezastroasă. Sărăcia lor cu lustru, lucie, cum spune el, a dat naștere la un beșug de binecuvântări când a fost vorba să ajute pe frații din Ierusalim. Cei ce odată au avut binecuvântări și prosperitate, nu duceau lipsă și toate erau de obștele lor, au venit vremea când Domnul a îngăduit necaz peste ei. A fost prorocit o foamete peste Ierusalim și a venit, spune Biblia, în zilele împăratului Claudiu. Frații din celelalte părți care nu au fost afectați de foamete au gândit să dea un ajutor fraților de la Ierusalim. Dar nu erau oameni cu stare materială. Și am văzut de-a lungul timpului, vă spun în modul cel mai sincer, puțini oameni foarte bine prinși material și cu o inimă foarte largă să susțină lucrarea Domnului peste tot. Sunt, dar nu sunt așa de mulți. Dar cei care pot cu adevărat susține lucrarea Domnului sunt oamenii simpli. Știți de ce spune Biblia că au dat ei aceasta? Mai întâi s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Și când au dat ființa lor și pe ei cu tot ce aveau lui Dumnezeu, au dat după puteri, mă mai spune cuvântul biblic în textul de la 2 Corinteni 9, au dat peste puterile lor o binecuvântare ce a ajuns prin frați la Ierusalim. Lucrarea Domnului ne arată că suntem ai Domnului și că noi ne închinăm prin actul de rugăciune, ne închinăm dăruind din lui Dumnezeu, dar ne putem închina prin jertfe, prin valori materiale, cu bunuri materiale ce le avem, precum casele, ogoarele, veniturile noastre. Și Domnul merită să primească închinarea. De aceea, adevărați închinători, nu sunt doar oamenii care obișnuiesc să spună rugăciuni și să le facă publice și foarte lungi. Mântuitorul a condamnat acel gen de rugăciune. Dar Domnul acceptă pe adevărați închinători ce Tatălui se închină cu tot ce au și îl laudă așa cum sunt ei. Aș vrea să vă spun că Scriptura ne relatează de oameni închinați în slujba Domnului. Și în privința aceasta, mă întorc la capitolul 29 din cartea Exod și aici, versetele 26-27, ne vorbește de o procedură de închinare a preoților în slujba Domnului. Să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aron în slujba Domnului. Să-l legi într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta.
să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecile care va sluji la închinarea lui Aron și a fiilor lui în slujba Domnului. Versetul 21 din același capitol spunea să iei din sângele de pe altar și din unde lemnul pentru ungere și să stropești pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor, astfel vor fi închinați Aron și veșmintele lui, fiii lui și veșmintele lor în slujba Domnului. Oameni cu tot ce au închinați în slujba Domnului. Sunt și în Noul Testament oameni închinați de care are nevoie Dumnezeu în slujba Domnului? Sunt. Sunt și astăzi? Sunt. Dar ca să nu vorbesc de la mine, am să folosesc textul biblic. Cartea Faptele Apostolilor ne relatează la capitolul 13, al doilea centru misionar care se formează atunci, în veacul întâi, după Ierusalim, este Antiohia. Și spune în capitolul 13 așa: în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. În Vechiul Testament a fost chemat Aron și fiii lui pentru a fi unși și închinați Domnului. În cazul de față, dintr-un grup de slujitori care stau înaintea Domnului, postind și rugându-se, pentru o misiune are Domnul de doi nevoie, Pavel și Barnaba. Duhul Sfânt îi alege și îi cheamă, iar frații se dăruiesc închinându-i Domnului prin rugăciunile lor, prin postul lor și prin slujba de așezare a mâinilor, prin care se arăta că îi se delegă autoritatea și îi sunt recunoscuți ca fiind chemați Domnului pentru slujba respectivă. Și azi sunt frați chemați în slujbă. Pavel spune la un moment dat lui Timotei să nu-ți fie rușine de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. Biserica recunoaște daruri și chemări de slujire și prin oameni deja consacrați în slujba de închinare se așează înaintea Domnului diaconul, se așează presbiterul, se așează păstorul sau altcineva care face o slujbă. Oamenii pot fi închinați Domnului. Și nu doar cei care sunt chemați în slujbe speciale sunt închinați în trupul lui Hristos. Toți au o menire specială și ai Domnului trebuie să rămânem toți. Și eu mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne ajute să practicăm adevărata închinare prin a ne dărui lui Dumnezeu în totalitate. Să vorbim de copii închinați Domnului. Biblia ne spune nouă în capitolul 2 de la Luca, în felul următor, la versetul 22. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Copil închinat Domnului. S-a întâmplat asta după legea Domnului la Ierusalim și pe Domnul Iisus l-au dus la așa ceva. Legea prezenta acest lucru prin învățătura Domnului dată de el. Cartea Exod, capitolul 13, spune la versetul 2: punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât din oameni cât și dintre dobitoace. Este al meu. Pune-l, închină-l Domnului, este al meu. Domnul Dumnezeu are nevoie de copiii noștri și noi azi avem bucuria să spunem că nu doar primul născut e a Domnului, ci noi venim înaintea Domnului cu toți, pentru că Domnul la lui bunătate a arătat că i-a primit pe copii și pe părinți când i-au dus și i-au închinat lui. Și dacă copiii noștri îi închinăm Domnului, ar vrea să vă îndemn pe toți, feriți-vă vreodată ca la un moment de supărare sau mânie să-i trimiteți celui rău. Sunt mulți părinți care vorbesc în chip ușuratic.
Și cuvântul ăsta poate fi un blestem. Și Biblia spune, noi nu suntem chemați să blestemăm, ci din contră, binecuvântați, la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Ca atare, cât de mare ar fi durerea pricinuită de un copil, nu-l trimite la diavolul. Nu-i spune cuvinte care dor. O vorbă românească din folclor are înțelepciunea ei și realitatea ei. Blestemul de părinte îi tare fierbinte. Uneori poate spune părintele lucruri la supărare. Știți că în cartea Proverbe se spune cum zboară rândunica și cum sare pasărea de aici colo, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Dar dacă e întemeiat, dacă un copil face greutăți părinților, dacă e neascultător și de multe ori le aduce multă rană și durere, s-ar putea în amar părintele să-și scape vorba, să spună pentru el un cuvânt ce poate fi un blestem și nu trebuie. V-am spus odată la o binecuvântare că mărturisea o soră acolo într-un sat lângă Botoșani. După predică, zicea ea, n-am știut că eu am spus cuvinte ce s-au legat ca un blestem de băiatul meu de Gheorghiță. Nu era credincios și era un pic cam bețiv și nu-i ajungeau banii, lucra la un ziar acolo la tipografia ziarului. Își cheltuia pe băutură banii lui și de multe ori venea la mama și o năcăjea să-i mai dea bani. Și într-o zi mama lui a zis către el cuvinte prin care a gândit ea că îl trezește din starea asta. Măi, Gheorghiță, să dea Dumnezeu să ai și tu boala pe care am eu. Și atunci ai vedea cât de greu să-i câștig un ban și se prețuiește și n-a să-l mai cheltuiești bândul așa cum faci până acum. Și spunea sora că nu m-am gândit că-mi blastăm copilul. Nu după multă vreme, datorită bolii lui și blestemului, el este pensionat de la ziar cu diagnosticul mamei lui, ciroză hepatică. Așa a zis mama, să ai boala care o am eu. Frați și surori, viața și moartea stau în puterea limbii. Cine le iubește, le va mânca rodurile. Dacă vreți să avem parte de binecuvântare, noi și copiii noștri rostiți doar binecuvântare. Niciodată, cât de mare e supărarea și tristeța, nu spuneți cuvinte care mai târziu nu le puteți retracta și rămân ca o împlinire tristă și dureroasă de care nu veți fi bucuroși nici dumneavoastră mai târziu. Copiii sunt ai Domnului și noi îi închinăm Domnului. Aduceți-vă aminte, cartea 1 Samuel ne prezintă o femeie care dorea mult să aibă un copil. Ana era femeia aceea care se ruga. Ea zicea în capitolul 1, versetul 11, a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeu știrilor, dacă vei binevoi să cauți pe întristarea robei tale, dacă vei aduce aminte de mine, nu vei uita pe roaba ta, dacă vei da robei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece pe capul lui. A ascultat rugăciunea asta Dumnezeu, n-a înțeles-o preotul Elii. A tratat-o ca pe o femeie care mișcă buzele și care nu vorbește probabil coerent, fiindcă ar fi fost beată. Ar fi băut probabil ceva băuturi alcoolice acolo unde se găsea și ar fi amețit. Și el zice, roaba ta nu este beată. Prea multă întristare mă face să spun în taină Domnului cuvintele astea. Și el a zis, du-te, Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Spune Scriptura că la un moment dat Ana se întoarce și la versetul 26 zice așa, Ana a zis, Domnul meu, iată-mă, cât de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, este de adevărat, atât este adevărat că eu sunt femeia aceea care steam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. S-a închinat acolo înaintea Domnului. Vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Dumneata, sunt sigur, ca și mine, vrei să fie copilul dumitale sau copiii dumitale dați Domnului. Dacă vrem să fie dați Domnului, să-i dăruim lui și zilnic prin rugăciunile noastre să chemăm numele Domnului peste ei, ca Domnul să-i țină în mâna lui, să nu se piardă și copiii să fie binecuvântați. Iată, lui Dumnezeu ne închinăm pentru că a zis El să ne închinăm, lui Dumnezeu ne închinăm prin jertfe, prin rugăciuni, lui Dumnezeu ne închinăm în actul slujirii, lui Dumnezeu ne închinăm copiii. Fraților, Biblia ne spune că din timpul dat de Dumnezeu pentru noi, este timp ce trebuie închinat Domnului. Iată ce ne spune Sfânta Scriptură în cartea Exod la capitolul 35. Spune la versetul al doilea, 6 zile să lucrați,
dar ziua șaptea să fie zi sfântă. Acesta este sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea. Atunci, Domnul a ales pentru evrei, din șapte zile, una să fie de odihnă. Dar ziua asta să fie o zi închinată Domnului. Ea făcea parte dintr-un proces prin care oamenii se opreau din activitățile lor, era benefic pentru oameni și pentru odihna lor, dar era benefic ca oamenii să se concentreze într-un act de slujire al Domnului. În Noul Testament ne-am învățat că nu o zi ajunge Domnului. Oamenii au practicat mai mult din timpul lor pentru Dumnezeu. Tare mult m-aș bucura dacă și eu aș putea și dumneavoastră să fim și aici credincioși și eu știu să-i dăm Domnului poate măcar a 10-a parte din timpul nostru. Haideți să ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 2, cam cum era timpul dăruit Domnului, nu doar o zi din șapte. Spune în versetul 46 din capitolul 2, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă la o hrană cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Doamne, când am citit eu prima dată lucrul ăsta, m-am mirat. Și am spus în mintea mea, de când slujesc ca păstor, tare mult mă bucur când Domnul mântuiește oameni. Mă bucur când mântuiește din copiii noștri. Când îi văd că s-au întâlnit cu Domnul și trăiesc nașterea din nou și încheie legământ cu Dumnezeu pe baza acestui act, că vor să-L slujească, mă bucur. Când vin oameni din afară care nu L-au înțeles pe Domnul, s-au întâlnit cu El și oamenii aceștia au fost născuți din nou, iar mă bucur. Dar m-am uitat aici și am spus ce departe suntem noi, cei din anii zilelor noastre față de oamenii de atunci. Ei aveau parte de întâlnire cu oameni care Domnul îi mântuia în fiecare zi. Și am gândit eu în mintea mea, oare de ce Dumnezeu mântuia oameni în fiecare zi? Oare cum era posibil atunci să mântuiască în fiecare zi? Și acum suntem parcă într-o situație care nu mai are aceeași eficiență. Dar, ulterior, citind cu atenție, am remarcat că și viața bisericii era una în care timpul dărui Domnului era altul, diferit de cel pe care îl avem. Eu vă spun sincer, ca păstor în biserică, e o durere pentru mine să încep programul de marțeală la rugăciune uneori cu 7-8 persoane. Până pe la 7:30 se mai adună vreo 20-25. Cei care nu veniți decât duminica, nu știți asta. Este dureros să ajungi joi seară să începi slujba la biserică și de asemenea să ai în adunare 15-16 persoane și să te uiți, ar mai putea cineva cânta o cântare? Ar mai fi vreun frate să poată da un îndemn la rugăciune și mai târziu să apară și ceilalți? Noi suntem cei care trăim aceste zile, suntem oameni care la adunare venim duminica și cum spunea fratele, dacă e frig afară, dacă plouă și nu sunt alte activități, poate că adunarea ni la îndemână. Dacă vremea e frumoasă, probabil ispititoare, știu eu, iarba verde, apele, îți fac o invitație pe care nu poți refuza și ne întâlnim cu oameni care pun adunarea pe locul al doilea, al treilea sau al patrulea. Mult mai multe lucruri sunt importante pentru ei. Timpul lor e total diferit față de timpul bisericii. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Dar oare oamenii ăștia n-aveau treabă? Probabil că n-aveau biluri de plătit ca noi, dar mâncau și ei, se îmbrăcau și ei, aveau și ei activități și totuși erau la templu în fiecare zi. Erau plini de bucurie și motivați într-o slujire. Când ei slujeau Domnului într-un mod atât de dăruit, rezultatele erau pe măsură. Harul Domnului era acolo. Domnul mântuia în fiecare zi pe cei ce erau lor. Avem 1440 de minute în fiecare zi. Eu nu vreau să vă condamn, mă gândesc la mine și încerc să fac ordine cât pot eu. Și vreau să vă spun că dacă veți socoti bine cum le cheltuim, veți găsi că la muncă se duc, știu eu, 8 ore mulțit cu 60 de minute sau se duc 10, alteori 12, să mai cheltuie pe drum timp, mergând spre lucru, venind înapoi. Toate astea sunt cheltuite pentru noi. Venim acasă, intrăm în familie, ne relaxăm, probabil discutăm în familie, e necesar să discutăm, să mai petrec nu știu ce alte lucruri, timpul zboară și fuge. Câte minute
într-o zi din 1440, aloc eu sau dumneata pentru relația cu Dumnezeu. Asta însemnând minute de rugăciune, de citirea Sfintei Scripturii, de cântat o cântare pentru Domnul, de vorbit în familie cu noștri pentru Dumnezeu. Dacă sunt 1440 de minute într-o zi, a 10-a parte, 140 ceva de minute, 2 ore și ceva, zilnic ar trebui să dăm lui Dumnezeu. Sunt mulți dintre cei ce vin la adunare, nu-i dau 2 ore pe săptămână lui Dumnezeu. Și când vin la adunare, ferească Sfântul dacă ai trecut 5 minute de ora 8, sar în sus ca arcurile și pleacă, că trebuie să se încheie la 8, că atât e program. Se pare că dacă lui Dumnezeu îi aducem câte ceva, noi suntem așa de bine spiritual, că nu știu, timpul pentru noi îl măsurăm diferit. Iubiți frați, Domnul ar vrea și timpul să fie bine rânduit și închinat Domnului. De aceea a dat lui Israel o lege, pentru că Domnul a știut că au nevoie de așa ceva. În Franța, într-o anumită perioadă din istorie, s-au găsit unii, francezii au fost dintotdeauna așa mai aparte față de alții. Dacă englezii au fost părinții misiunilor creștine, francezii au fost cu comuna din Paris, cu tot felul de lucruri de acestea omenești și cu ateismul în floare. Acolo au fost mulți oameni și au luptat împotriva lui Dumnezeu. Se spune că la un moment dat au gândit să aibă lucru nu de o săptămână, 10 zile la rând. Nici la un moment dat oamenii nu se puteau concentra să lucreze, animale de povară, precum boii și caii, ce cărau sau lucrau la pluguri, nu mai puteau să lucreze. Este așa de greu să nu ai timp pentru odihna ta. Dumnezeu când a măsurat timpul omului și a zis 6 zile strugătoare, una străbă de odihnă, știi cine e asta Dumnezeu? Dumnezeu care ne-a construit, Creatorul nostru. Când un om, la un moment dat, știu eu, proiectează o mașină, scrie reguli de întreținere și spune la atâta vreme la mașina asta schimbă-i uleiul, schimbă-i filtrele, fă-i cu tare lucruri de întreținere dacă vrei să te țină mai mult. Mașina ta din casă care o vei folosi la treburi casnice, trebuie să o întreții oarecumva și producătorul are dreptate și cel ce vrea să-și țină lucrul bine folosit, se uită în cartea aceea la instrucțiuni. Dumnezeu din cer, care ne-a creat pe noi, El știe cum putem noi funcționa. Și ni se pare nouă că suntem mai isteți ca Dumnezeu, furând și timpul lui Dumnezeu, furând și banii lui Dumnezeu, furând ce putem fura de la Dumnezeu. Și când spun asta, mă gândesc la felul nostru de judecată, nu vă acuz, spun că se întâmplă cu mine și cu voi și trebuie împreună să ne pocăim. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă rămâne un pic de timp de odihnă, îl folosim pentru ale noastre și dacă nu suntem încurcați, mergem la adunare. Dar dacă ferească Sfântul dă unul telefon, frate, n-am putut veni, de ce? Am avut o problemă. Dacă stai și analizezi problema aia, putea fi amânată sau nu? Era așa de urgentă? Ce era mai important? Slujirea mea lui Dumnezeu sau întâlnirea mea cu cineva într-o problemă pe care să o discut? Noi de foarte multe ori amestecăm lucrurile cu simplitate și furăm din părtășia noastră cu Dumnezeu. Suntem la capitolul acesta oameni care nu avem o închinare reală. Am putea oare să ne corectăm? Am putea oare să venim înaintea Domnului? Spre încheiere, vreau să vă spun că în actul de închinare înaintea Domnului găsim 3 practici mai des utilizate, acelea cu fața la pământ, în genunchi sau stând în picioare. În cazurile publice ale adunărilor, cum suntem noi adunați aici, nu prea folosim închinarea cu fața la pământ. Ea poate să aibă loc înaintea Domnului la un moment dat de cineva într-un mod privat. Ea face parte din ce vorbise Dumnezeu. Vă aduc aminte din nou cuvântul de la Deuteronom, capitolul 24. Și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Așa scrie Biblia. Domnul a spus lucrul acesta. În capitolul 34, aceleași cărți a lui Exodului, ne spune la capitolul 34, versetul 8. Îndată, după ce a primit tablele legii, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat înaintea Domnului. În Noul Testament avem un om care Biblia zice că a fost vindecat împreună cu alții 9. Luca ne relatează în capitolul 17, întâmplare cu cei 10 leproși. 9 s-au dus între ale lor, unul din cei 9, al 10-lea, se întoarce
și vine să-i mulțumească Domnului. Știți cum o face? Aruncându-se cu fața la pământ și îi mulțumește lui Dumnezeu. E o practică. Au mai fost cazuri, nu le-am căutat pe toate. Sunt multe prin care oamenii se aruncă cu fața la pământ. Convenția creștină ne arată că cele mai multe biserici folosesc actul închinării îngenunchierea sau ridicarea în picioare. Ea are corespondență în Scripturi. În capitolul 17 de la Matei, Biblia ne spune nouă despre acest act de îngenunchiere și spune la un moment dat așa: când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înainte lui Iisus și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu. De ce a căzut omul ăsta în genunchi înaintea lui Iisus? Stă scris în Biblie. În 1994 am vizitat întâiași dată Anglia și undeva într-o seară de rugăciune într-o familie m-am dus și eu doritor să particip la părtășia aceea de rugăciune. Familia care mă invitase, ne vizitase de mai multe ori la Botoșani, se ocupau de copii de la un orfelinat și după mai mulți ani de colaborare m-au invitat să fiu și eu în Anglia. Sigur că m-am bucurat după ce am primit viza, dar la seara aceea de rugăciune așa a fost de straniu pentru mine. Nu mai văzusem un asemenea gen de închinare a oamenilor față de Dumnezeu. Unul în fotolii foarte relaxat, numai cu ochii închiși, altul stând jos pe canapea, pe carpet și picioarele întinse, altul într-o poziție, altul în alta, nimeni ridicat în picioare, nimeni în genunchi. M-am uitat așa cu mirare și nu mă putem eu mulțumi și să mă pot ruga, că în sufletul meu nu găsesem eu acel gen de închinare. Și am întrebat pe cineva: nu ne închinăm și stând în genunchi? Dar unul se uită la mine cu mare mirare. Scrie undeva în Biblie? Și am zis: scrie. Cât știam eu limba engleză la vremea aceea, aveam cu mine Biblia română, Biblia engleză, am luat din Biblie și am găsit scris. Și vreau să vă citesc și dumneavoastră, Psalmul 95 spune la versetul 6: veniți să ne închinăm și să ne sperim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Domnul spune să ne plecăm genunchiul. De asemenea, în epistolele lui Pavel avem două locuri, cartea Efeseni 3:14. Iată deci, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, de care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Îmi plec genunchii, spune omului Dumnezeu. În cartea Filipeni, la capitolul 2, ni se vorbește de asemenea de un act de îngenunchiere și spune Biblia la versetul 10: pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri sau de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mărit să fie Domn! Trebuie să îngenunchem. Biblia ne spune că suntem datori. Citem eu pentru frații din Anglia versetele astea, le-au ascultat și în cele din urmă cel de-al casei zice: haide să facem o rugăciune și noi plecați pe genunchi, ca și pastorul Cornel care ne vizitează să poată ruga cu noi. Așa că avai nevoie, ca și cum îl trimiți pe un om din confortul lui la treabă, chipurile s-au ridicat de jos, din fotolii, și-au găsit cu dureri și cu amar nevoie, unii numai într-un genunchi, unii până la urmă cu amândoi. Și ne-am plecat pe genunchi să ne rugăm. M-am gândit eu după aceea la faptul că noi, bisericile românești de azi, din țară și din diaspora, suntem pândite să pierdem frumusețea actului de închinare prin îngenunchiere. Și a apărut cele mai noi metode care le-ați văzut în unele adunări și au creat tulburările lor, așa numită laudă și închinare, când să cântăm Domnului stând, eu știu, 40-45 de minute ridicați, să ridicăm mâinile, să chipurile, aducem Domnului laudele noastre și din când în când câte unul, dar de cele mai deseori am văzut câte una, chipurile ne dau îndemnuri la rugăciune. Undeva la o întâlnire unde au participat și de la noi destui de mulți, am întrebat pe liderii din două biserici de unde niște surori conduceau închinare prin rugăciune și au zis: oameni buni, când adunarea asta mustește de slujitori ce pot îndemna la rugăciune, de ce ați găsit că fetele astea sau femeile astea care au măritate, chipurile, ele sunt cele mai potrivite să ne îndemne pe noi la rugăciune? Îi zic la bărbatul unul de lângă el: am văzut că te-ai priceput să dai îndemn la o cântare
să spui ce tratează cântarea, dar nu te-ai putut pricepe în locul nevestei tale să ne îndemn tu la rugăciune. O, frate, tu ai niște gânduri de alea mai învechite. La noi, în bisericile noastre, nu avem discriminare. Noi avem drepturi egale. Eu nu sunt discriminare, dar citesc în Scripturi ce a spus Dumnezeu. Și Biblia ne cheamă să ne spună că lucrările consacrate, în special actului de închinare și predicare, a chemat Domnul pe bărbați. Sunt surorile implicate și în alte lucrări. Și mă bucur pentru cele de la școala duminicală, mă bucur pentru cele care se implică în familie, pregătind copiii pentru actul de închinare a Domnului. Dar în lucrarea publică, Dumnezeu a chemat în mod special bărbații să fie implicați în sensul acesta. Și sunt argumente suficiente. Nu sunt împotriva faptului ca cineva din contră motivez. Și au fost zile când surorile au avut o întâlnire și o altă soră le-a vorbit între ele și au vorbit lucruri frumoase și bune și sănătoase. Aude cineva de vecini din biserici care sunt oarecare distanță de noi. Ați auzit ce nenorocire la Chișinău? Ce? A predicat o femeie și spune păstorul într-o biserică de sesizare a uneia din comitetul acelei biserici: frate Bârsan, la voi predică femeile? Stai și mă uit, mă, de când mă știu, eu am scăpat o singură dată o femeie la predică. Eram la Amvon, la Botoșani, și o echipă venise din Suedia. Ei erau sponsorii noștri pentru anumite activități și după ce a predicat un păstor, era o adunare noastră plină de frați, de surori, de copii. Am zis, eu al doilea membru al echipei de misiune, îl invit să vină aici. Erau mai mulți bărbați, nu-i trecut prin cap cu o soră, cum să dă iată cântarea, ei și la Amvon. Acum gândiți-vă în situația mea, ce să fac, să o trag de aici, soră, la noi n-ai voie, stai pe bancă. Am tăcut și eu din gură, am zâmbit, frații au zâmbit din adunare și sora ne-a predicat. Dar asta a fost un caz accidental. În general nu se întâmplă treaba asta, nu se întâmplă lucrul ăsta, dar nu știu eu când la Chișinău predica o femeie. Când la un moment dat analizez lucrurile și dau timp așa puțin înapoi, era într-adevăr întâlnirea de sâmbătă când am avut conferința și surorile au fost cele care au invitat pe sora Rodica Volintiru și numai între surori, sora aceea a vorbit lucruri frumoase cu surorile. Ei bine, pentru cineva lucrul ăsta a apărut la un moment dat că la Chișinău predică femeile. Predică câteodată în condiții speciale, așa cum a fost cazul de atunci. Dar vreau să vă spun, frați și surori, suntem chemați să ne păstrăm actul sincer al închinării, pentru că să vă spun ceva, lucrurile în astea de teora nu trebuie cu eforturi, ci cu nebăgare de seamă. Știți, îmi spune mie englezul la care ne-am închinat în casă, când s-a spart cercul de rugăciune și toți au plecat, îmi zice așa: când eu eram copil mic, la părinții mei în casă, 50 de ani în urmă, așa ne închinăm, frate. Toți erau pe genunchi. Dar acum de ce nu mai sunteți? Nu știm nici noi. Probabil că e comoditatea asta mare să stăm așa cum ne-ai văzut să ne închinăm. Dacă nu păstrăm valori ce le avem, e ușor să le pierdem. Eu vreau să vă spun, eu mă pot închina și în genunchi, mă pot închina și cu mâinile sus cântând o cântare. Și nu păcătuiesc. Dar ăla care numai așa știe să spună două, trei vorbe: I, Jesus, I love you. Acum l-a prins pe Domnul și îi pupă picioarele. Nu știu dacă se poate să stea cu mine o jumătate de oră pe genunchi. Nu știu dacă nu-și găsește atunci de făcut altceva. Pentru că se pierde frumusețea antrenamentului de rugăciune. Și eu vreau să spun tuturor, iubiți rugăciunea în îngenunchiere, că e biblică, că e normală. Ea ne aduce pe noi oameni în fața lui Dumnezeu mare și minunat, de care avem nevoie și care ne ascultă și ne sprijinește. Mărit să fie numele Domnului! În biserici, rugăciunea e în genunchi sau în picioare. Domnul Iisus a vorbit în Marcu, în capitolul 11, și a zis la versetul 25: și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Câteodată câte un frate citește versetul ăsta și ca și cum numai acum iertare e posibilă, haideți să ne rugăm și în picioare, zice câte unul, ca să ne putem ierta. Ei, vreau să vă spun, nu vă iertați numai atunci. Trebuie să ne iertăm de câte ori greșim și repede. Să dăm iertare, să acordăm iertare sau să cerem iertare. Dar rugăciunea în picioare e una de Domnul calificată. Ea poate fi în genunchi, ea poate fi în picioare, dar ea se face din adâncul inimii înaintea lui Dumnezeu. Căci trebuie să ne plecăm în fața Domnului genunchii și inima. Cei care au probleme și au dificultate cu a se ruga, o vor face cândva, dar s-ar putea să fie prea târziu. Cartea Romani zice în capitolul 14, la versetul 11: fiindcă e scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă Domnului. Dar să nu fie forțat într-o împrejurare când nu se mai poate schimba nimic. Și atunci capitulează de nevoie toți.
azi din dragoste pentru Iisus, din respect pentru Mântuitorul, din iubire sinceră pentru El, ne cheamă Biblia să ne îngenunchem, să ne smerim, să ne închinăm Lui. Închei prin a vă aduce aminte. Închinarea are origine în Dumnezeu și Domnul a vorbit să ne închinăm. Ne închinăm lui Dumnezeu prin jertfe și Domnul are nevoie de noi și tot ce este al nostru. Ne închinăm lui Dumnezeu prin actul lucrării și Domnul să primească închinarea tuturor, prin ceea ce fac ei, cântă, predică, slujesc într-un mod sau în altul. Ne închinăm Domnului copiii. Timpul trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă toate aceste lucruri le primim într-un act sincer al închinării, noi suntem închinători adevărați. Închinători adevărați, spunea Mântuitorul, se închină Tatălui în duh și în adevăr, adică într-o atitudine curată, lăuntrică și bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie de închinare. Femeia aceea zicea, unde-i locul de închinare? Și Domnul spune, locul de închinare nu va mai fi nici la Ierusalim, nici pe munte. Toți oamenii au nevoie de închinare, dar unii făceau din dorința de închinare, din neștiință, închinare greșită. Vă închinați la ce nu cunoașteți. Și e greșit să n-ai adevărul, ca și formă care să te îndrume cum să te închini. Noi, spunea Domnul, ne închinăm la ce cunoaștem. Mă rog din toată inima, Dumnezeu să facă din noi toți închinători adevărați a lui Dumnezeu, care să trăim cu El, nu doar când avem slujbă publică, ci în fiecare zi. Și închinarea noastră, Domnul din cer să o primească. Amin.